pentru ambele formații. Cei de la FCSB nu prea mai au voie să facă pași greșiți după un start de sezon dezastros. Și gol! Marchează Daniel Flora! 1 minut 13 cu noroc pentru formația lui Viorel Moldovan. Bucurie de nedescris în tribunele stadionului Ilie Oană din Ploiești. Daniel Florea, omul cu golul, omul care deschide balul aici la Ploiești. Faza celor de la Chindia, defensiva FCSB-ului cedează la prima fază mai periculoasă a adversarilor. Aici Cristea a lăsat impresia că a fost faultat, arbitrul Coza a lăsat jocul să continue. Este intervenția lui Dumitr și asistul vine din piciorul lui Neguț, singur el acolo, la câțiva metri de poarta lui Vlad Florea, trimite cu capul fără speranțe pentru portarul FCSB-ului. 1-0 așadar, nou promovat a Chindia Târgu. În căutarea golului egalizator, până acum însă, echipa lui Bogdan Argeș-Vintilă nu a reușit să-și creeze faze periculoase și gol! Șutul lui Terry Moutinho este deviat cu mare șansă de către Edi Arlem Noere. 1-1 după o jumătate de oră de joc aici la Ploiești. Terry Moutinho, el este omul care celebrează acest gol. Mingea a fost însă deviată de către Noere. Ia să vedem reluarea. Tănase pentru Moutinho. Nu Noere a fost cel care a deviat, ci Leca. Da, Leca este cel care deviază acest balon în proprie poartă, păcălindu-l pe portarul Ioani. 1-1 așadar, FCSB egalează cu multă șansă. 3. De asemenea, un meci complicat pentru roșii-albaștri. Voluntarul a condus atunci cu 1-0 și a egalat la 2, dar până la urmă FCSB s-a impus. Gol! Bizonul Noere! O duce pe FCSB în avantaj pe tabelă. Minutul 57, Noere marchează pentru a doua oară în acest campionat. El a înscris cu viitorul. A marcat atunci golul victoriei pentru FCSB și cine știe, e posibil să facă același lucru și în această seară. 2-1, vicecampioana României revine pe tabelă de la 0-1. Adi Popa, omul cu centrarea, Noere scapă din marcajul lui Pițian și trimite cu capul, fără speranțe pentru portarul Ioani. 2-1 așadar, Noere este omul cu golul la prima lui apariție ca titular în acest campionat. Edi Arlem Noere marchează. Acea dublă din sferturile cupei UEFA între Rapid și Roșii Albaștri în 2006. Ia să-l vedem pe Tănase! Iluzie optică. Au fost spectatori care au văzut această minge în poarta lui Ioani, dar șutul capitanului de la FCSB s-a dus puțin pe lângă. În afara lotului 7-8 jucători. Cine știe, această partidă poate a fost un test pentru unii dintre fotbaliștii folosiți mai puțin în acest sezon. Ocazia lui Hora putea să închidă definitiv conturile în această partidă. Șutul lui Hora a fost deviat însă în afara terenului de joc și vicecampioana României beneficiază de o lovitură de la colțul terenului. Este acolo o intervenție de ultim moment a lui Martac.